primul om care răspunde corect o să fie câștigătorul. Arrivederci! Bine v-am regăsit și bună dimineața la un alt episod și un alt exercițiu interesant pentru voi. Exercițiul de astăzi o să fie dublu, o să fie o parte de explicație și o să fie o parte de exemplu. Și ceea ce am vrut să vă spun ieri, nu știu câți dintre voi ați înțeles acel exercițiu cu restaurantul. Dacă nu l-ați înțeles, lăsați-mi un coment în partea de jos acestui video și am să încerc să vă fac lumină în acea întrebare. Însă și mai important de atât este exemplul de astăzi. Ieri am vorbit despre faptul că mintea noastră sau gândirea noastră sau școala ne pregătește pentru a răspunde la întrebări deja cu anumite exemple realizate. Deci trebuie să avem pentru o întrebare, trebuie să avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sau 4 opțiuni pentru a răspunde corect. Însă prin acest lucru am făcut o greșeală foarte mare pentru că și unele răspunsuri greșite pot să fie apropiate de cel corect. Și aici aș zice să facem un exercițiu ca să înțelegeți la ce mă refer. Să spunem că vă pun să îmi scrieți pe hârtie cuvântul idee. Și primul om care răspunde corect o să fie câștigătorul. Și prima persoană care vine la acest concurs începe să scrie și scrie idee. Ok, răspuns corect, ai luat jobul. A doua persoană care vine scrie cu Y. Y, D, E. Răspuns greșit. Nu primești jobul. Ai schimbat o literă, nu e ok. A treia persoană vine și în loc să scrie idee, scrie X, Y, D, E. Sau orice altă literă, deci greșește toate literele din cuvânt. De ce e faptul că și primul care a avut greșit și a doua persoană care a greșit sunt băgate în aceeași car? N-ar trebui să evaluăm într-un fel și acest lucru? Și aici vedeți punctele negative ale acestor teste cu mai multe întrebări, că ne dau răspuns sau corect sau greșit. Deci sau e albă sau e neagră. Nu avem lucruri gri între. Și este foarte greu să evaluezi o persoană doar pe baza unui răspuns. Și am să vă dau un exemplu care l-am auzit atunci când mă pregăteam la facultatea de arhitectură. Este vorba de un interviu a unor arhitecți. Aceștia merg la un loc de muncă și persoana care intervievează îi întreabă. Vine prima persoană care vrea jobul, vine și întrebarea pe care o primește. Salut, te rog frumos să-mi spui care ar fi înălțimea acestui construcții din centrul orașului, îi zice exact locația și persoana îi răspunde: a, ce bună întrebare, pentru că exact acum mă gândeam că o să fie asta o întrebare și eu am învățat pe de rost toate clădirile și vă pot spune exact că clădirea de cu pricina despre care vorbim are 115 metri. Și persoana zice: da, ok, atâta e, ai luat jobul. Vine a doua persoană și la fel, intervievatorul o întreabă: care este înălțimea acestei clădiri? Persoana nu știe, dar zice: un minut și am să vă dau răspunsul. Se duce afară, măsoară umbra clădirii, măsoară umbra proprie, știe deja cât e înălțimea și face cu regula de 3 simple și ajunge la un calcul. Se duce înăuntru la intervievator și zice: în jur de 114 metri, din calculele mele. Și după, ce credeți, ce se întâmplă? Cine primește jobul? Primește jobul persoana care știe pe de rost înălțimea sau primește jobul persoana care a calculat
și poate să facă acest lucru pentru orice alt clădire. Lăsați-mi un comentariu în partea de jos, aș fi curios să văd voi pe cine ați angaja în această ipostază. Și astea fiind spuse, vă salut, o zi superbă să aveți în continuare și ne vedem mâine la un alt episod despre un alt subiect. N-am să vă-l spun, însă să știți că are legătură cu exercițiul de astăzi. Și dacă sunteți curioși, vă aștept mâine la acest video. Pa, pa! Arrivederci!